trafic de coșmar pe bulevardul Tudor Vladimirescu și nu vom scăpa curând. Tocmai de aceea, primarul Marius Creciu cere înțelegere din partea severinenilor în condițiile în care de-abia anul viitor putem vorbi de finalizarea lucrărilor. La momentul în care vorbim, se toarnă două straturi de asfalt, urmând să trecem cu ele această iarnă, iar stratul principal se va turna anul viitor. Am început de jos, de la sensul giratoriu piciorul podului lui Traian și vrem să terminăm în această iarnă, în această toamnă, de fapt, să nu ne prindă iarna până jos în zona Arar. Deci vor fi turnate doar două straturi de asfalt, repet, urmând ca stratul, al treilea strat, cel de uzură, să fie turnat începând cu primăvara anului viitor, sperând noi ca în toamna anului viitor să terminăm această lucrare. Este o lucrare laborioasă, o lucrare complexă, e cel mai mare bulevard din Drobeta, Turnul Severin. În momentul în care vom termina și bulevardul, terminăm toate arterele principale de comunicație din Drobeta, Turnul Severin. Rog pe această cale șoferii severinenii, cei care ne tranzitează orașul, să înțeleagă că lucrăm și lucrăm destul de intens, creăm neplăceri, dar lucrurile se vor regla destul de repede. În prezent se lucrează pe partea strada Cicero Hotel Traian. De săptămâna viitoare șantierul se mută. La momentul în care vorbim, până la sfârșitul săptămânii acesteia, vom termina între Cicero și Hotelul Traian, urmând ca de săptămâna viitoare să intrăm pentru zonul de circulație între Hotel Traian și strada Independenței. La început doar se va freza, urmând ca în săptămânile următoare să se intre la asfaltare. Primăria a așteptat luni bune pentru a începe lucrările la cel mai mare bulevard din Drobeta, Turnul Severin. S-a dorit ca toate racordurile la utilități să fie finalizate pentru a demara mare asfaltare.